Bine v-am regăsit la golf împreună cu Costin, dar jucăm pe provocări și o să fie provocări destul de nebune, pentru că cine dă din mai multe lovituri la prima gaură, de exemplu, primește o provocare de la celălalt. Spre exemplu, uite, ce provocare aș putea să-i dau eu lui Costin? Să dea în continuu fără să se oprească. Păi vă dați seama că o să dea din foarte multe lovituri, ratează non-stop, se enervează, așa că va trebui să mă chinui la prima gaură și asta va fi provocarea, dacă nu uit, bineînțeles. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel și, bineînțeles, cel mai blană mărci pe nocivanu.ro, unde găsiți tricouri, hanorace, ghiozdane și multe, multe altele pe primul link din descriere. Hai să înceapă golful și sper să câștig, că data trecută m-o cam bătut. Hai să vedem, Costine, cine dă primele provocări, de fapt prima provocare. Te provoc să dai din prima. N-ai voie, mă, să dai provocări încă. A. Ce șobolan. Eu-s bebeu, vezi? Bravo. Mamă, o să dea din două și eu nu m-am concentrat. Din două, mă, din prima. Mă, din prima. Nu pot să cred. Bine, mă. M-ai din încurcat, trei. Mă. Ai stat în fața mea. Deci făcea din două. Wow, nu, deci nu dăm niciunul provocare momentan la prima gaură. Bă, cum a fost asta? Ok. Da. Ce? Let's go! Mă, ce? Mamă, și vedeți că la golf Costin e zeu. Ok, prima provocare este, pe care am și zis-o în intro, de când dai, nu ai voie să te oprești deloc. Gen, o secundă, să zicem, maxim ai voie să te oprești. Ai dat. Dai ca nebunul în continuu. Bine? Gen, fără să-mi pun ținta? Păi nu, pui ținta. Dar n-ai voie să te oprești, adică tu n-ai voie să mai stai. I-am dat. A, dar am timp să gândesc, mă, situația, până se oprește bira. Eu zic că am dat cam bine. Săracu. Vezi că n-a fost așa greu. Deci am nimerit gaura aia, Costine, din lemnul ăla și m-a dat direct la gaură. Bă, păi stai, mă, că acum tot tu dai. Păi normal, asta este. Bun, stai un pic să gândesc provocarea. Provocarea mea este... să dai mereu la maxim. Aoleu. No way! Bă, eu sunt ăsta, bă! Bă, frate! Bine, și nici n-am dat-o din prima, bă, cât noroc! Bă! Deci o dat la maxim! Nocivane! E jale! Încerci de cel puțin două ori să bagi din prima de aici. Nu știu, nu știu, de să cel dai... puțin două ori. Da, nu știu cum încerci de să dai de aici, dar dai, nu știu, habar n-am, nu știu cum faci. Dai de două ori tare, forță. Bă, practic nu mai am cum să reîncerc acum, deci trebuie să dau direct. Asta că am dat eu, nu ce Doamne, am mai și băgat din prima. Nu e problemă, oricum, nu. Bă, tu mi-ai dat mie să dau la maxim, nu? Mamă, ce frustrant a fost, Doamne, când mi-ai zis să aia zici că mi-ai dat cu un deci nu mi-a venit să cred că ai dat din prima. Nocivane, la maxim tot timpul. Ok, la maxim tot timpul? Nu, doar 3, că n-ai cum să dai la maxim tot timpul asta. Doamne, inumani! Doamne, ce... sunt prostare. Este cam o idee. Nea, nu merge. Da, era singura mea șansă, deci încă o dată mai dau la maxim. Mă, tu ce faci? Mă uit la tine. No, gata, am dat de 3 ori maxim. S-a dus șansa. Ok. Hai, mă. Bă, las-o. Din 7 o da Costin 2. Prost rău. Nu, mă, nu, tu din 6? Nu pot să cred. Și-am și dat 3 ca... Bun. Doamne, băi, începe să-mi placă golful. Bun, provocarea mea este fii atent, stai un pic să mă uit. Trebuie să încerci de 3 ori cel puțin să bagi bila, dar gen să dai drept așa în față. Vezi, să se ducă drept pe chestia asta. Adică trebuie să dai practic mai drept. Tare, da, ca să-ți zboare peste, dacă nu. De 3 ori, da? Da, măcar de 3 ori.
Nu prea s-a dus drept. Am rămas aici, mă. Am rămas aici. Păi da, dar am rămas aici. Aia înseamnă că-ți dau tot eu, că n-ai respectat. Păi da, m-am dus, mă, cum, bă, că fiți pe mijloc, m-am dus. Nu te-ai dus drept, Costine. Dacă dădeam puțin mai tare, chiar băgam bila. Nu te-ai dus drept. Eventual nu dă nimeni, eventual nu dă nimeni, dacă vrei. Duh. Nu te-am lovit, mă? Mersi! Tot din trei, chiar nu dă nimeni. Păi eu puteam să dau din două, dar v-am zis că păi n-aș. De ce m-ai băgat pe mine? Că n-aveți, na, nu. Bun, nu dă nimeni provocare, hai. Am emoții. Bă, ce noob sunt. Asta vreau să fac și eu ca tine. Cine dă provocarea? Oh, clar știm. Clar știm. O să mă gândesc eu de pe acum. I-am cam bătut joc, ce-i drept? Bun. Și, bun. Ia, oare m-o prins din urmă? M-o și în trecut. Nocivane? Da. Fii atent. Mă aștepți la final. Te duci până la final, mă aștepți. Ok. Și mă împingi în gaură. Tu. Trebuie să mă împingi tu pe mine în gaură. Adică ne întâlnim la final și tu trebuie să mă împingi în gaură pe mine. Ok. M-a băgat direct, mă. Păi și m-a eu băgat tot, direct. Și eu tot direct am băgat. Mamă, păi asta ce este, face? Se anulează aici. Mamă. Și nu mai dă nimeni. Că nu e ca și cum n-am îndeplinit. Sistemă din asta, mă. Nu e ca și cum n-am îndeplinit, știi, că dacă nu îndeplineam era altceva. Dar nu e vina mea. Bă, dar nu știu unde e gaura. Aha. Bun, 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 bun. Bun, bun, bun. Vai, ce bătaie de bat joc, oră. Și-o bătut joc, Costin? Nu cred. Ia uite-mă, hopa! Bă, n-ai cum așa noroc să ai, bă, frate, mă, n-ai am devenit pro player dintr-o dată, deci n-ai cum, episodul anterior recunoaște, jale. Recunoaște. Nu, n-am avut noroc, am calculat-o. Da, bun. Provocarea mea pentru tine este... Uai, ai, ai, fii atent. Deci tu trebuie să mergi pe rampa asta din stânga și să ajungi neapărat direct pe rampa următoare, da? Deci n-ai voie să atingi altfel. Să încerci să dai direct. Bine, dacă atingi altfel, aia e, da. Păi eu încerc, acum na. Dau aici. Păi și tu la fel ai dat. Păi da, dar n-ai atins. Eu n-am atins rampa. Eu trebuie să atingi rampa aia altă. Deci trebuie să sari cât de sus poți tu de pe prima, să pici pe a doua. Înțelegi ce zic? Gata. Chiar am picat. Bravo. N-ai văzut? Nu, n-am apucat să văd. Că încercam să bag. Bă, frate, cum s-a dus? Bine. Doamne, măcar scoteam egalul. Bă, iar am dat provocare de aia nebună, mă. Provocarea mea acum este. Nu, nici nu vreau să aud. Nu ai voie să dai mai tare de o liniuță din aia acolo, da? Deci sunt 4. Deci 25%. Doar cu 25% poți să mergi. Mama, ai și nimerit o hartă bună. Wow. Ok. Și stai, mă. Păi n-am cum. Ok, aici ai voie să dai, doar aici. Dar după aia trebuie n-aveam să duci așa. N-aveam cum să trec, n-aveam cum să trec. Oricum, clar ai mai multe ca mine, nu știu cum să zic. Am mai multe, ca n-am sărit peste. Așa nu trebuia să dau dacă... așa, mă. Din câte, da, din 7? Cam multe, bă, cam multe. Doamne, că am prins curaj, mă. Am prins curaj, mă. Am prins curaj, mamă, ce curaj am. Vai de capul tău. Stai să mă gândesc la provocare, gen. Ok. Ia. Bă, mi-am bătut joc origin. Bine, Nocivane, îmi place așa. Bun. Doamne, deci, ce bătaie. De fiecare dată când joc. Dai. Stai să faci harta, stai să faci harta. Nu, zi înainte. Deci, păi nu, că nu prea, uite, nu prea avei cum să o, să o exemplifici. Bă, Nocivane, fii atent. Tu du-te prin față, în partea dreaptă, cum ar veni, și eu mă duc pe spirala aia. Ce șobolan, bine, mă.
Da, și? Da, și mă, ce ai reușit? Bă, harta asta, bă. Dacă băgai din prima, aveai provocare, dar acum n-ai. A, stai, mă, să mai întâmplă ce vrei. Dar aia, cum de te-ai oprit? Nu înțeleg. Ai avut noroc. Am dat prea încet. Ok. Ok, deci trebuie să... Oh, mamă, ce bună era asta să-ți dau provocare pe ea. Te distrugeam. Oh my god, ce-am făcut? Deci te distrugeam, nu ce bani. Mamă, dar vezi că asta e grea. Mamă, ce te rupeam pe genunchi la asta. Opa, frumos. Nu puteam să mă opresc în fața ta, mă. Easy, din două. Cum mă, din două, mă? Bă, m-ai panicat când ai zis două. Bă, nu să mă dau, ce mă nervii. Mă bate la total, fie. Mamă, e diferență de 3 puncte, mă. Bă, ok, provocarea mea este... Hai de capul meu. Hai de capul meu, ce e aici? Fii atent, tu nu ai voie să folosești trambuline. Ok. Da! Deci fără trambuline. Păi era numai una. Păi da. Dar avantajul suprem, că la mine a fost perfect. Ce e cu găurile alea acolo? Păi ele sunt fake și dacă pici în ele, pa pa. Bă, găuri fake! Fii atent, deci de nu dă pe lângă, mor. Ia uite-l, hop! Bine, mă! Dar eu din 3! Bă, da, asta e ce vrei, ai avut avantaj aici. Ok, hai să vedem ce provocare dă lui Costin, una grea rău de tot trebuie să-ți dau. Frate, ce greu aici. Bun. Aici trebuie să facem felul următor. Dai cu ochii închiși. Deci îți pui mâna la ochi, după aia ținte și dai. O dată? De fiecare dată. Bă, mă, păi nici nu știu unde hai, sunt. Hai bine, de trei ori, hai. Păi nu, dai o dată, după aia te uiți. Deci primele 3 hituri. Mă, vezi că n-am dat rău. N-a nici prea bine. Bă, da, dar n-am dat rău. Da. Bă, stai că eu acum am înțeles ce trebuie să facem noi, Doamne. Păi era imposibil să bagi aici. Bă, dacă s-o lovea de pai de capul meu. Da, era o șansă. Te rog. Wow. Bine, mă! Nu spune că ai băgat și tu. A, dar din 5. A, tu... Din a, 3. Puteai pe partea aia, Doamne, ce bătaie. Dar tu cum ai dat din 3? Am și eu hack-uri. Nu înțeles nimic. Bun. Acum, ceea ce trebuie să faci tu este ca mereu să lovești un perete când dai. Adică tu nu ai voie, practic, să bagi... De asta eu vreau să ți-o dau. Trebuie să dai cu peretele și tot timpul cu... Cu manta, cum ar veni. Deci ăla merge așa. Oh my god, ce am făcut aici. A, de fapt nu e atât de rău. Doamne, ce mi-am bătut joc. Păi îmi bag joc original aici. M-a scos din gaură! Săracu. Ia uitați-vă la el. Deci challenge-ul ăsta e prea aiurea. No. Deci aici o să dea 19. Sau 12, câte sunt? Niciodată. Ia să vedem. Hop. Numai că mă mișcă astea. Da, e insane de greu challenge-ul ăsta aici, provocarea. Bun, hai, poți să dai direct de acum. Că deja după aia se distanțăm mult prea mult. Ce să mai dau, că nici direct mai sunt în stare să dau. Uite și tu. Deci dacă tu nu bagi nici direct. Uite, bă, cum mă sucește, bă! Uite! Încearcă să ajungi la cutia din dreapta, asta trebuie să faci.
Bă, de aici dă-i foarte asta încet. Asta mă împace. El nu renunță. Doamne. Lasă-o, mă, mă. Și acum e tare să intre. Ok. Bățesc că mă enervezi și la ăsta. Uite, ești tu 14, 24, 26 de puncte. 16 puncte. Bun, provocarea mea este să dai primele 3 la jumătate. Deci primele 3 neapărat la putere jumătate. Vezi că te-am ajutat. Măcar știu și eu cum trebuie să dau. Da, e bine că m-am dus. Cum, mă? Hai că te-ai dus jos dacă e. Păi aici trebuie. Da, da, din fața mea! Nu dau. Asta este, nu aici dau. Rămânem. Da, mă, aici, da. Nu ne grăbim. Haide, mă. Oi, grabă, Costine. Bă, dar de ce? Nu, că nu dau. Deci cum m-am pus în fața lui. Vezi că tu trebuie să dai mediu. Da. M-am gândit că aș putea să dau mai încet, dar... Să nu uiți. Nu pot să dau mai încet. Nu, nu, nu. Nu! Mi-am bătut. Bine. Da, oricum, oricum, nu mai are sens. Că oricum ai câștigat meci și până următorul meci tu îmi dai forță, gen prima de aia și e rău. Stai că eu nu sunt stare să dau aici. Ah, e rău. Sau să pune cine câștigă runda asta. Dar la următorul meci, azi? Cum adică? Adică eu practic te-am bătut la runda asta aici. Păi da. De ce îți dau? Păi tu îmi dai provocare, da? Bine, bun, deci ai bunul la 0 practic. Asta era runda finală? Da, da, mamă. Deci l-am distrus pe Coștini, iar în runda următoare din următorul meci, el dă primul provocare. M-ai adus în desert, măi. Păi da, aici desertul e preferatul bun, meu. Bun, stai așa. Zi, hai. Motivare. Știi cum? Primele 3. Blană. Blană rău, rău. Blană rău, cât de rău poți tu de blană. Vezi că m-a adus capul. Nu să cred. Nu pot să cred. Mamă, vezi că mai una blană. Da, acum trebuie să dau blană, tare, hai. Da. Că deci vrei să dai în mine. Cum vrei ar fi să dai în mine. Cum ar fi să și bag aici? Nu o bași blană. Hai, e greu mă să-i dai blană. Bun. Bă, not bad. Adică la ce challenge mi-ai dat, eu sunt bine avantaj, momentan. Avantaj, bun. Ok. Așa, acum trebuie să tragi... Bă, de două ori când zic eu, adică o dată și o dată, gen, eu adică de două ori, ori ah. O pus găuri. Adică dacă gaura e acolo, tu tragi okay, în partea opusă. Ok, da? Bine. Următoarea o dai opus. Pus de gaură, bun. Unde cred că te ajut, bă. Ok. Și pe următoarea o dai tot opus. Deci cam așa ar fi opus. Cumva da, cum consider tu că e opus. Ai ai ai. Gata, ești al meu. Acum poți dai cum vrei, gata, nu mai. Bine, ce vale. Mă, numai la distanță de una, mie mi se pare suficient. Wow. Doare. Bun, acum. Bă, ce le gândește el. Să vedem harta. Bun, te duci până aproape de gaură. Da. Și când ești aproape de gaură, dai, bă, dai la jumate în partea cealaltă, gen cum ar fi să vii înapoi. Mă, tu numai distiai, mă. Bine, hai că oricum bag din prima, nu-i problemă. Dacă bagi din prima, e bine. Bă, putem considera că ești aproape de gaură. Ok, deci trebuie să dau opus. La jumate. La jumate, da? Cum adică? La două liniuțe, cum ar fi. Ah, ok, bun.
N-a fost atât de rău, de ce să te mint? Mă așteptam să te duci mai tare. Ok, dacă bag și eu din 3 acum... Egalitate. Dacă nu... S-a dus avantajul tău, Coștinii. Păi poate să vină el, poate să vină. Oh, mai că aici eu bag din prima, stai liniștit. N-ai cum, n-ai cum. Ba da, lejer din prima. Nu știi schema. Ba da. Bă, Costin chiar o știe, aparent. N-am știut nici eu. Bine, wow, mă! Wow, wow, wow. Cât de la limită. Am oprește totodată. Uite-mă cum merge o oră. Să învârte pelicea. Mamă, 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 nu ci vani. Ok. Vai. 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 Mă doare stomacul. Pe mine sufletul. Nu cred, deci nu cred. Bine, m-a băgat și el din 4, bă, din 4. Ok. Cam tristus ce se întâmplă. Hai să vedem harta un pic, să ne uităm care e situația. Deci jumaile îmi dă provocări, mă. Ah, ok. What? Păi atunci, n-ai voie să dai mai mult de două liniuțe. Cum niciodată. Măcar trei le dai cu două liniuțe. Dar cred că te ajută. Păi la ce mă ajută? Că dau pe lângă. Eu nu pot să trec. Bă... Imposibil să trec eu, what? Nu e așa greu, nu, că... Ai putea, cred, și cu două. Nu, uite. Bine, am dat trei, ok, bun. Bă, ce-mi bat joc. Eu nu înțeleg unde-i gaura, sincer. E pe partea ailantă. Doamne. Oh! Bă, nu știu să ajung la gaură. Dai drept în față pe ăla, trebuie să te urci în dreapta, aici. Trebuie să rămâi aici și de aici trebuie să sari în stânga undeva. A, eu tare, cred că tare, tu ți-ai full la astea. Full! Bun. E, bună poți treabă! Poți să ajungi direct, gen, dar cred că e mai greu să ajungi direct. Nu, bună, că tu ți-ai full tot la astea. Mamă, te rupe, nu ceva... Bă, dar de ce nu urcă? Pentru că s-a lovit de margine, n-ai văzut? Păi de 5 ori s-a lovit de margine? Dacă dai la fel... A, trebuie în stânga să ajung? Bă, în stânga e gaura, dar eu prima dată m-am urcat în dreapta aici. Și după m-am dus în stânga. Da, nu, că știu gaura asta, că am mai jucat harta asta. Am mai fost noi pe asta? Da. A, eu am dat Egipt, că am zis că nu ne-am mai jucat. O să o sparg. Aici cred că am dat eu înainte din prima sau din a doua, ceva bine, rău de tot. Eu mă duc la gaura aia. Bă, cred că merge. Da, am dat așa că nu mai pot. Bun, okay. Deci da. No, da, e clar. E bine, stați liniștiți că e tot ok. Bă, măcar a câștigat primul meci. Ce mai recordi închiși? Ok, câte? Toate. Păi nu o să bag niciodată așa. Nu mă interesează. Da, dar am voie să mă uit înainte, da? Da, te uiți ca să vezi și tu unde e situația. Ia mă cum dă. Ok, hai să vedem, bun. Nu vedem, Nocivane, asta e ideea. Bă, dar stai, nu te uiți înainte, gen, să-ți așezi ținta. Păi nu mi-așezi ținta, dar m-am stat așa, m-am uitat cum arată și gen după aia am dat, că sunt pe loc. Da, să zicem, hai. Bun, hai că mă învârt, fii atent, mă învârt și după aia dau o dată, da? Deci acum mă învârt, nu știu unde sunt. Am dat bine rău de tot. Stai că vreau să te văd că nu mai... Hai, mai dă-o pe asta și gata. Deci mă uit așa total, eu nu știu unde mă uit acum. Dați înapoi! Se gata, vede. Dă calumea, mă, gata. A, e bine, cred că tot cu ochii închiși. Așa pare de data asta, dar îți promit că nu e cu ochii închiși. Bine, mai intrat și tu pe gaura greșită. Perfect, gata, te-ai dus. Așa, altă te ducea direct la... Da, te băga direct în gaură. Bun, câte ai tu? 4. Bă, pare că și te da cu ochii închiși. Bă, am ratat gaura. Acum... Toane, numai el dă. Mamă, Nocivane. Nici n-are milă. Dă-i blană de două ori pe asta. Ok. Hai de capul meu. Aproape din prima am băgat ca idee. Am băgat din două, na.
Păi da, dacă eu dau tare, n-am cum, logic. Păi da cum, că eu nu știam că pot să bag din două. Uite, apare și tu tot din două băgai dacă erai ca lume. Da. Da, apărate și pasta și dai din trei. Da. Ok, n-aveți idee cât de nervos sunt în momentul ăsta. Mă conduce cu dublu. Gaura aia o distrus tot. Bun, Nocivane, fii atent. Te bagi intenționat de două ori în nisipul ăla mare. Adică te bagi, ieși odată ca să dai ca lume și după te bagi iar. Eu dau tare. Te bagi în nisip de două ori, mă interesează. Să fii în nisipul ăla din stânga de două ori. Păi sunt odată. A, uite, poți să te mai dai odată. Păi da, și acum practic sunt, dacă uite că eu am trecut prin el, bam. Da. Oh my god, tot degeaba, mi-am dat respawn. Bă, dar noi n-am mai jucat harta asta, mă. Bă, ce bătaie de joc. Ba, da, am jucat-o. Bă, n-am, când am jucat-o? Dacă eu zic. Eu nu mi-amintesc de gaura asta, de exemplu. Bă! Ce? M-ai împins! Păi da. Doamne, eu l-ajut. Mersi. Te pupiche. Câte are oare, mă? Sper să ai mai multe. Bine, bine, bine! Am dus. Deci nu pot să cred că l-am ajutat, mă. Bă, deci dacă nu te împingeam acolo, mă băteai. Deci dacă nu te împingeam la faza aia, mă băteai rău. Deci nu pot să cred. Și eu după aia te-am împins bine, asta e problema. Da, dar tu m-ai împins intenționat? Nu. Ah, bun. Adică bun. Am vrut să dau după tine, dar n-am... Ok, Nocivane, fii atent. Bă! N-ai apucat să zici ce să fac. Zi. Lasă-mă, merge așa, mergi, frate, merge așa, să-ți arăt că te baci așa. Zici? Da, merge așa. Pauză, Nocivane. Asta e provocarea ta. Păi m-am băgat, gen... Zbura mingea înainte. Bila, hai că minge. Am înțeles. Deci tu ai zis pauză și mergea singură, n-am mai dat. No, nu pot să cred, n-o să vezi tu acum, Costin. Challenge-ul meu este... Fii atent. Trebuie mereu, la fiecare hit, să lovești doi pereți diferiți. Băi, eu încerc acum, dacă nu-mi iese... Bă, băi, tu încerci. Mereu asta... Am lovit. Că și stâlpul ăla să pune tot perete, practic. Da. Mă, tu ai dat în mine? Nu. Păi și cum o prinzi toată viteza mea? Ia, da, mă. Ah, what? Doamne, iartă-mă, n-avea sens. Am căzut! Mă bucur. Să vezi tu acum să simți suferința. Ba, cazi, ba, cazi, ba, cazi, ba, cazi, ba, cazi. Ba, fra... Da, degeaba, oricum, dă tot acolo pe mine. Nu știu, a, da. A! Ba, nu! What? Mor! Ba, nu, ba! Bă, Doamne, e prima oară când am păzit așa ceva în viața mea. Bine, doi pereți am lovit. Am lovit doi pereți. Acum o să dea ca turbat în mine. Ca idee. Bă, turbatule! Nu mai avem timp să dăm! Asta e intenția. Doamne, iartă-mă. Să fie egalitate. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Mamă, ce-am dat, Doamne! Sper să nu bagi. Bă, deci îți rupeam piciorul de bilă! Îți rupeam piciorul de bilă! Ce faci, Costin? Și s-o dat 14! Deci tu băgai din 12, dar s-o dat 14 acum. Că n-ai apucat să o dai. Bun, provocarea mea este... Să joci... Fii atent, ai voie doar 25% din prima pătrățică să dai putere. Deci 25% din 25%, tu înțelegi? Deci doar prima o folosești și ai voie doar 25% adică mereu. Adică 5%?
Nu știu, dar puțin de tot oricum. Hai mă, îți bagi joc. Doamne, iar... No, așa, așa să joci. Să o simți. Pe toate, mă, hai mă, pe bune, că nu ți-am dat așa toate. Bine mă, hai. Patru lovituri așa. Asta e a patra, gata, că e prea mult, frate, îmi ia 3 zile să ajung acolo, nici n-ajung. De la cât de tryharder ai fost și tu, mai ales în runda anterioară. M-ai enervat rău. Am vrut să te scot din schemă, mă. Bă, dar m-ai enervat rău să fiu eu. Deci chiar am vrut să te scot din schemă. Dădeam din mult mai puține acolo. Știu. Bă, du-te mă de aici, mă. Unde, mă? Hai că mă duc. Doamne, iardă-n mine, fiți atenți. Unde ești? A, da, am dat în tine. Da, dădusem în tine, mă. Cred că plecase-i, mă. Până am dat eu. BOOM! E frică, mă. Bă, ce fuge, mă, nu pot să cred. Se joacă totul chill, Coștinii. Dar vezi că eu 4 mutări le-am da, dat deci așa. Practic m-ai fi bătut, da. Vezi că... Bine, și eu am bine. Avut momente în care făceam egal, măcar. Bun, ok, provocarea mea este... Să... stai un pic să mă gândesc. Să lovești cel puțin un palmier. Nu știu cum faci, dar faci. Nu prea am cum. Wow, ce bătaie de joc. Te uiți? Uită-te că dau. Bă, dădeam după palmier! Și de unde te-o dat? Te-o dat mai în spate, mamă! Mă, la start! Păi vezi că merită! Și o să pici acolo. Nu pot să cred cât noroc am avut. No way. Oh, de trebuie să dau după palmier, bă. Am un plan. Nu spune că nu te-am lovit. Nu. Ok. Bă, dar nu nimerez palmierul, bă! Asta e challenge-ul, Coștinii, ce să facem? Doamne. Doamne ferește cum am trecut pe lângă palmierul ăla. Eu nu trec aici. Bă! Nu, eu nu pot să cred că nu trec aici. L-am lovit! Mă jur! Ok. Deci eu refuz să cred că nu trec aici. Bine, mă, bine. Bine. Eu nu trec aici. Te-ai dus, mă, Civane? Te-ai dus? Planul meu a fost să mă duc până la Gaură și după să caut să dau după palmier. Nu mai ai timp! Uite-te, Cătinion! Păi oricum nu mai am lovituri. Motivane, lovituri, wow, motivane. Wow. Deci un ghinion suprem aici, n-am. Păi astea sunt rândele mele, Motivane, fii atent. Oh, mai ce să... Fii atent. Ia, vreau să te văd în apă, Motivane, cum mergi cu barca. Ok, deci trebuie să merg în apă, pe unde e apa? E în spatele nostru, nu știu cum ajungi în ea, dar te bagi. Ce apă, mă? Ah, în okay. Spatele meu aici e apă. Ok. Bă, în apă vreau să ajung. Da, bă, da, în apă. Bă! Cum ajung eu în apă? Să te văd în apă! Cum înnoți cu peștanii! Păi e imposibil! Ce? N-ai cum să sari peste asta! Ba da! Vii până la final! Și la final... Uite, aici în dreapta este o rampă și de pe rampa aia poți sări în apă. Mersi! Mersi! Plăcere! Doamne, îți mulțumesc, Doamne, și cât îți mulțumesc. Deci de pe rampă să sari în apă, deci eu vreau să te văd în apă. Dar unde e apa? Ai, nu te face. Motivane, nu te preface. Mamă, ce provocări are în el, îl urăsc. Nu te preface, că e apa acolo. Păi da, mă, dar n-am eu cum să ajung în apa aia niciodată. Deci, dacă te pui, păi acum de aici nu mai ai cum, că trebuia. Păi am dat la maxim pe rampa aia. Dar nu pe aia, pe cealaltă trebuia să te duci. Hai, du-te acum, dar trebuia să înțelegi tu, hai, de mergi, mergi. What? Eu nu înțeleg, deci crede-mă, am încercat, am dat la hituri o grămadă pe lângă, cam 10. Trebuia să te duci prin dreapta. Dar n-am știut, trebuia să-mi zici. Te rezolvăm.
Ok, tu nu trebuie să intri în gura lui aia. Chiar n-am intrat. Dar nu poți altfel. Nu mă interesează. Te descurci. Bă! Băi, n-am cum altfel, what? Da, așa bă zic și eu, tu nu trebuie să bagi în gaură. Stai mă, s-ar putea să nu meargă. Nu-i stare mă. Nici Costin. Nu merge mă pe lângă. Da, îți zic, da. Eu, păi n-ai cum, unde, ia, dă-i tu. Hai să te văd. Imposibil. Da, am tot încercat să dau. No, e imposibil aia. Păi e posibil mă. No, e imposibil. Fii atent că o fac eu. No, dacă tu faci ai runda asta. Eu am maxim aici. A, da, a, bine, nu zic că nu se poate, dar gen rămâi cu o mutare după. Dar e nu, aproape nu imposibil. Uite, aproape am ajuns la tine, gen. Ai reușit acolo? Aproape. Da, dar n-ai rămas. Că rămân, da, na. Da, băi, greu. Imposibil, nu e greu, n-ai rămas o dată măcar. Hai, tu dacă reușești până la final, ți se pune ție runda asta. Băi, pur și simplu trebuie să dau mai încet, că gen, rămân acolo, gen. Nu rămâi. Ai văzut? Ai văzut? Ba da! Nu. Uite. Păi, încearcă, na. Ai văzut acolo, pe margine. Să zicem că ar fi, dar uite, tu n-ai reușit din 12. Păi da, dar până mi-am dat seama cum... Păi na, uite, gata, s-o dus. Da, mă, rotești, te duce. Nu contează, mă! Contează că eu ți-am dat provocare, da? Mersi, dar oricum mi-am câștigat. Păi da, dar n-ai făcut-o! Păi da, eu... Imposibil aia, dacă îmi dai provocări imposibile, nici tu n-ai reușit. Am încercat. Ai că da, provocarea mea pentru tine este să lovești pisic. De fapt știi ce bă, hai nu-ți dau provocare pentru că să zicem că n-am îndeplinit-o pe aia. Fără provocare aici, să fie cinstit. Bine? Bine mă, hai. Bă, nu puteai să mă lovești și pe mine mă. Stop. Nu puteți să mă lovești și tu pe mine? Da, de ce? Tu mai lovești pe mine sau cum? Bă, am vrut să dau în tine, mă jur. Deci am vrut să dau fix în tine, am vrut să dau. Mamă, nu mai am, stai. Bine! Te-ai dus. Nu m-am dus. Bă, frate, doamne, cât de prost am dat, nu pot să... Mamă, cât de bine am dat! Deci dacă tu pierzi aici... A făcut de zilele mele... Gândește-te, fără provocare! Că după aia ziceai, păi mi-ai dat provocare, dar nu ai îndeplinit-o pe mea! Dar pentru că mi-ai dat, A mers din prima acolo, oricum n-aveam, că aveam deja 5, tu ai băgat din 5. Ok... Problem. Big problem, Costini. Și acum pică iar, fiți atenți? Bă, nu pică, dar... Ești prea bine, că deja vezi. Aveam 5 atunci când mi-am bătut joc. Aici n-o bagi din prima, clar. Acum aia ratezi. Nu, la scorul total oricum te bat, mă. Mă, nu-i chiar așa cum crezi tu. La scorul total e... 7 diferență doar și mai sunt 3 găuri în care eu îți dau provocările alea imposibile. Așa. Da, numai acum îndai. No, bun, fii atent. Hai. Tu trebuie să atingi focul ăsta, da, de aici. Gen să-l atingi ca lumea, nu atingi un pic firicelul. Da, nu e imposibil, cred. Hai că e imposibil pentru mine să trec. L-am atins! Adică l-am atins, am trecut prin el! Păi l-ai atins sau nu l-ai atins? Ai trecut peste el sau? Prin el, prin el așa am trecut gen. A, atunci l-ai atins. Uite, dacă dai maxim pe asta așa cumva, ajungi acolo. Înseamnă că l-ai atins. Nu, dar chiar n-am... Mamă, ce prost m-am dus. Doamne ferește. Bun. Nu, bă! Doamne, are bine, rău are. Are bine, na, ce să-i fac. Ce frumos! Nu, no, m-a bătut. Na, mă, mi-a toate rundele, nu pot să cred. Bum! Shakalaka! Din câte ea? Era să mă bag în butoi! Vezi că ai îndeplinit destul de ușor provocarea, deci... Doamne, unde ești? Păi nu mai ajungi, 14 aici.
Am crezut că nu-i margine, mă. A, uite, poți să dai direct, eu nu știam de chestia asta. Mă, ceva ne schemă. La tonul alt. Oleu. Na. Mai bine dat în apă, cum să dau sincer. Da. Ba. S-a dus timpul. Mamă, un punct, mă. Nu, te-am, fii atent că te-am luat cu un punct. Provocarea mea este să dai la maxim, Costine. Mereu. Mereu? N-am cum, mă, când s-a luat. Bine, 3, din 3, la 3. Hai că am dat și eu bine. Suntem amândoi bine rău. Bine rău. Clean. Oprește-te. S-a oprit. Clean. Ce frumos. Deci Costine își privește înfrângerea. Așa, așa am dat și eu. Aleu. Vezi că nu a fost atât de imposibilă, n-ai ce să zici, adică dacă te dai ca lumea un unghi, ca lumea nu te încurca că dai la maxim. Bă, da, adevărat, da, mă încurca oricum celelalte două. Bun. Adică oricum trebuia să dau trei tare, gen, înțelegi? Și bun. Era rău. Provocarea mea este să... stai un pic să mă uit. Bun, provocarea mea este să mă lovești măcar o dată. N-ai voie să termin până nu mă lovești o dată. Păi da, dar dacă tu fugi, eu trebuie să stai să te lovesc. A, e? Bine, dacă eu termin, poți să termin și tu. Nu înțeleg pe unde am mers. Bă, dar repede ai fugit. Normal. Cocivane, stai pe loc. Cocivane, stai pe loc. Nu se poate, Coștini. Nu te-am lovit? Nu. No. N-ai voie și tu să bagi acum. Păi acum pot să bag. Da, ai voie, ai voie, da. Că am încercat să te lovesc. Doamne, când o să vadă, sărac. Ce să văd? Păi gata. Ai fugit. Bă, nu pot să zici că a fost cea mai imposibilă, adică a fost interesantă. Da, da, ai fugit, că te puteam să te lovesc, dar tu ai fugit. Oricum, trebuia să dai cu două mai puțin. Tu crezi că ceea ce trebuia să faci era să aștept să bag eu. Și după aia veneai direct și băgai. Da, mă, da, am zis să nu fiu chiar de laș, mă, să vin să... Bun, acesta a fost episodul, nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel, toate cele bune. Și pa, și pa.